podul, cum arată acum, nu vă dă absolut nicio idee și niciun indiciu despre cum arăta înainte, pentru că totul a fost modificat. Singurul element ca volumetrie, nu ca și aspect, este coșul de fum. Acum îmbrăcat complet și care este foarte, foarte mare. De ce? Pentru că această casă, construită în anii 1970, avea încălzire exclusiv prin sobe. Toate sobele erau, și anume 3 la număr, puse către colțurile camerelor, astfel încât acest coș de fum central să asigure evacuarea fumului. Proprietarii care au cumpărat casa nu au avut inițial în minte proiectul de mansardare și pentru că ulterior a fost vorba despre așa ceva, a trebuit făcut locul de scară, pentru că inițial exista doar o trapă de acces în pod, podul nu avea niciun fel de utilitate. Și atunci structura existentă a trebuit înlocuită, de altfel în imaginile pe care le vedeți înaintea amenajării, de dinainte de amenajare, puteți observa că nu exista utilitate la nivelul podului, cel mult erau depozitate niște lucruri uitate. Toată structura a fost refăcută și din alt motiv, și anume că învelitoarea este ceramică, inițial era șiță din lemn și s-a dorit ceva mai rezistent, iar faptul că s-a dorit ca acest pod să fie mansardat, a fost necesară izolarea lui, ceea ce a coborât mult pantele și ca atare au rezultat o felul de spații, de fapt un singur spațiu, dar cu tot felul de nișe. Una dintre ele, unde mă aflu aici, a fost un prilej foarte bun pentru un loc de lectură. Și ferestrele existente inițial, golurile, au fost refăcute și feroneria este foarte frumoasă la tâmplăria nouă, care pe exterior are culoarea închisă, iar pe interior este acest verde foarte plăcut. Pentru că există aceste pante, toate spațiile de depozitare au fost create la nivel jos, pentru că nu aveam cum să mergem cu dulapuri, și aici chiar sunt spații generoase, pot fi puse plăpumi, pături. Fiind o casă de vacanță, e cu locuri și pentru lectură, și pentru ședere, și pentru stare de bine, dar și pentru oaspeți, în special copiilor, adolescenților, le place foarte mult aici, atunci aceste fotolii pot deveni și paturi, deci se creează locuri de dormit la mansardă. Și aceste fotolii, paturi, au fost puse într-o zonă în care panta e mai mică, dar pentru a semnaliza unghiul acoperișului am venit cu aceste propuneri de pazi decorative cu iluminate cu LED, care pe timpul serii, și acum deja se lasă seara și se vede atmosfera foarte plăcută, pe timpul serii dau această lumină de-a dreptul scenografică. Chiar dacă e o casă de vacanță, în stil rustic, televizorul nu lipsește, pentru că aici, la mansardă, adolescenților le place să se joace. Folosesc ecranul TV pentru jocuri, jocuri video, sau Xbox, sau FIFA, sau tot felul de alte lucruri, nu mă pricep, așa că nu vă supărați pe mine dacă am făcut vreun pleonasm. Iar în dreptul celei de-al doua ferestre avem iarăși un alt loc de relaxare care invită
la calm și la lectură, dar chiar și la admira pur și simplu priveliștea de afară. Și prin aceste texturi moi, o zonă mai tinerească, ca să-i spun așa, să nu devină în povestea asta rustică prea agresiv. Coșul de fum a fost îmbrăcat în partea de jos cu ceramică, cu plăci ceramice, care se regăsesc și la parterul casei și atunci cumva se continuă povestea între cele două niveluri ale casei, dar este și o zonă foarte bine protejată și ajungem la unul din acele spații create prin forma acoperișului, unde era această senzație de cuib și era păcat să nu o exploatăm, așa că am transformat-o într-un loc de pat care a venit decorat cu elemente traforate în lemn și care devine așa o oază de liniște și de relaxare. Chiar te simți conținut cumva în acest spațiu. Iar zonele de depozitare sunt în lateral, chiar dacă sunt pe o lățime mică, adică sunt spații înguste, ele sunt generoase pentru că la fel încap perne, încap pături, încap pe telecomanda. Am prevăzut pe suprafața acestor zone care înlocuiesc rolul noptierelor și întrerupătoarele și priză, pentru că asta este viața modernă. Există și mai multe scenarii de lumină, există și acest corp care poate fi suspendat sau pus așa cum l-am pus aici și atunci scenariile astea de lumină ajută la relaxare și da, zona de acces e pusă cumva în cea mai înaltă, în cel mai înalt loc posibil. Nu ne-am complicat cu dulapuri, pentru că dacă sunt atâtea pante, ce sens are? Și dacă e o casă de vacanță, cu atât mai puțin trebuie să fie stresul. Așa că, pur și simplu, un suport pentru haine din lemn arată bine și se încadrează în acest stil. Și, evident, mai este un al doilea TV care este în relație cu patul din cuib, patul care este aproape de nivelul pardoselii și de unde unghiul este foarte bun pentru a viziona documentare. Mie îmi plac documentarele și asta mă relaxează. Dacă merg în vacanță, e ceea ce aș urmări să văd la TV, pentru că în restul timpului nu am când. Iar aici avem o baie, pentru că a trebuit să fie creată o baie la mansardă, dar este o baie practic de serviciu, adică fără zonă umedă, fără duș, cu lavoar, cu vas de toaletă, exact ce trebuie, pentru cineva care doarme sus la mansardă și am venit cu o personalizare pe pereți la nivelul la un nivel de un metru și puțin și tot așa ca și ghidaj, adică să ne ghideze puțin în spațiu unde avem pantele acestea și mobilierul a fost personalizat. Chiar am venit cu fiul meu, Lucian, și am lucrat aici. Ne-a plăcut să ne lăsăm amprenta. Wow! Acum văd și acest obiect. Deci, acest obiect l-a făcut proprietara. Deci, ești fantastică, doamnă. Nu-mi vine să cred cum ai refolosit o parte din elementele decorative care au rămas de la amenajarea parterului. Bravo! Surprinzători acești proprietari.
Iar, da, la partea de refolosire, într-adevăr, mai avem niște elemente care au rămas din amenajarea exterioară, de la nivelul sageacului, din jurul ferestrelor, ca încadramente, și am făcut cumva să le găsim locul aici, la mansardă, unde suprafețele mari sunt foarte curate, alb preponderent, la fel și parchetul. Deci, un spațiu plăcut, relaxant și colorat, și cu zone tinerești, și cu tehnologie, dar și cu această poveste în care te poți imersa, și anume să fii puțin mai conectat cu natura. Sper că v-a inspirat și să ne revedem cu bine data viitoare!